Așa, copii, tema voastră pentru acasă e să vă duceți în lumea paralelă, să alegeți doi copii de acolo și să-i ajutați să schimbe lumea lor poluată. Bine, doamna învățătoare. Așa e, gata, puteți să plecați. Și ăsta mă excite în estu. E ceva roșu și tare. Nu știu ce ar putea să fie, dar... Și de unde l-avem? Păi, nu știu. Măcar încep. Hai să încercăm amândouă. Hai, bine. E bun. Încearcă. E mâna cu chipsă. Să o bucată mică. Și vedea că o schimbarea asta e chiar foarte bine. Bine, trebuie să postez chestia asta, să se văd pe e-mail pe tabletă. Dar, de la chipsul la chipsul, ca dacă îmi schimb tableta pe o carte. O carte. Dacă știi ce se face cu așa ceva? Și nu e nici colorat. Exact! Are ceva de scurie pe ea acum, da. Da. Sunt super interesant, bro. Eu citesc. Ești. Nu. Nu fac să văd aia, dar eu vreau să citesc. Bine! Puteți să citiți bine? Ce scrie? Că dacă vin în timp par la ora 15, o să ne arăt secretul cum să trecem la arena 7 cu fășul iar. Mergi cu mine? Mergem, sigur. Da, iar acum trebuie să ne gândim. Să facem asta, pentru că ar putea să ne arăt. Ce să facem? Să mergem, pentru că eu am o programare să le fac memoria de trei. Ajută cât de importantă. Hai să... Da, poate ne zile. Hai că poate eu programă mare, bine? Hai să mergem sus să vedem. Hai. Cei care plătesc acest bilet? Da, da. Nu vine să cred. Cum ați reușit? Vreau și să știu cum ați supărat la 7 de cuciune. Nu va fi vorba pentru chestia aceasta. Dar ce este mai important? Natura. Natura. Trebuie să prețuiți mai mult pentru că aveți un oraș foarte curat. Nu știu. Cum așa? Adică... De cât să mai stați în casă, închiși, pe telefoane, ați putea să ieșiți afară.
Dar fără telefoane. Păi și ce facem afară? Adică stăm și ne uităm la ce? Nu, puteți să aveți grijă de natură. Nu vă dați seama cât de bun aer sunt. Puteți să respirați un aer mult mai curat decât aerul pe care îl aveți voi în oraș. Da. Și cum puteți să facem acest lucru? Adică... Foarte ușor. Puteți să luați o pungă de gunoi sau orice fel de pungă și să începeți să strângeți gunoaiele. Adică, toate, putem să reparăm orașul acesta. Să plantăm multe plante. Păi, chipsurile sunt foarte bune, n-ai? Sunt bune, dar nu sănătoase. Sunt bune doar la gust. Da, au foarte bun scoală la ce vă dați? Păi știți ce să lucrăm? Fructe. Și să faceți sport. Da. A, păi sunt cei care ne-au schimbat chipsurile cu fructele. Da. Da. Da, și am întrebare. De unde l-am făcut? Da. De la magazin? Sau din copaci, atunci când o să plantați? O să plantăm? Da! Se face plantează foarte ușor. Să ne mordelim? Puțin, da. 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 Da, se puteți să vă... Da, puteți să vă curățați cu apă. Da, e aveți... foarte simplu. Decât să mai aveți șurcul acela, apa e de două ori mai bună ca aia. De să mai mâncați tipsuri, mai bine mâncați mere direct din copaci. Sunt mult mai cumpărate, nu contează, măcar da. Fructe. Banane, butui, pere, struguri. Nu mi-am dat seara niciodată că orașul nostru chiar așa de poluat. Tu ce zici, Bulea? Ce vreau să reparăm? Da, arată destul de bine aici. Da. Va veni de la voi. Dacă începeți voi, sigur va începe și cu mâncarea noastră. Mulțumesc că de-ați spus. Să reparăm acest